Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog marca hashtag BroCoding. Eu sunt Alex, aici avem un seria 6, foarte frumos seria 6 și vă spun eu de ce e frumos, că asta a fost mașina mea mai de mult un pic, nu foarte de mult, dar mai de mult, unde Alex Domnariu i-a făcut un super cinematic din ăla șmecher, care îl și găsiți pe YouTube, dar vă pune Domnariu aceea pe ecran și o să le pui ceva cadre la oameni, Alex. Da. Te pui, așa e? Să da. Vadă cum era mașina nouă, când era un pic mai diferit, acum fiecare o face pe gustul lui. Taking no L's, I told him you don't wanna play us. We going out town with a flight in the morning. Said fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told him the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late. All I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me. I told them you gotta go straight up. We eating for days, I've been in the gym. I swear that I'm getting my weight up. Yeah. Oh, I seen it all, you avert. Hop up in a whip, watch your skirt. I might risk it all for you first. Meet me in the night, shit get worse. I told them all I'm getting it back. I said that I'm coming, I'm in it. I'm riding my name all in a stone. I swear that it's getting cemented. I seen the stones, I heard them all talk, but I never know who done said it. Go to the bank, withdraw the cash, and I told all my brothers to bet it. All on myself, ayy. I told them we getting it back. Remember the days when we was in school, they would just sit back and laugh. I'm thanking God for all of those times, cause now I don't know what I have. I'm on the track and I feel every step and I'm turning it up to the max. Da, dat fiind faptul că mașina asta mi-a și aparținut și acum o să facem o operațiune rea, distribuție, pompă de ulei și așa mai departe, vreau să facem și un car review cu mașina asta, un mic car review în care să vă prezint pe toată, că am văzut că vă plac car review-urile și pentru că vă plac, am decis, bă, vă arăt un pic ce înseamnă la motor la mașina asta, niște cadre cu distribuția, cu motorul scos făcută, e unix drive acum. După care vă arăt un pic cam ce știe să facă mașina asta și cam ce opțiuni, ce dotări și ce modificări are. Până una alta, stați cu noi, dați acolo pe butonul de subscribe, că e foarte important, apăsați un like, pac, să sărim în For You page pe YouTube, să nici eu nu știu. Nu uitați, ne aveți pe Instagram, @alex_brocoding, @alexdomnariu, @brocoding pe TikTok și pe Facebook și pe ce vreți voi și pe hub-uri, pe alte hub-uri ne găsiți. Oh my God. Dar până una alta, noi ne apucăm de lucru, voi stați cu noi, asta o să fie puțin, după care o să povestim vis-a-vis de car review. Așa că, bine v-am găsit la un nou vlog și stay tuned și don't forget to subscribe. Big up! On a rotation, hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Squatting all black like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Living a life like I'm rich and I'm famous. Don't see the grind that I know that it came with. Oh. I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Cală, axe,
distribuție. Intre perfectus, da? Adică am pus-o la semn. Vreau neapărat să vă arăt ceva. Vouă, utilizatorilor de N47, N57. Aici intră cala de blocare. Aici, jos. Iar ar trebui să fie... Stai să iau un marker. Așa că vin, fii atent. Când distribuția este pusă la semn și pusă la punct, cala de blocare din partea de jos ar trebui să intre aici. Deci, odată ce ai blocat axele sus, jos ar trebui să fie perfect blocată. Până aici totul bine, totul frumos. Am băgat cala și surpriză. Surpriză. Bun, ce înseamnă asta? Lanțurile de distribuție sunt foarte întinse. Momentul, problema cu întinsătura la lanțurile astea de distribuție e în felul următor. Ele se întind și mașina se decalează singură de la semn. Adică partea de sus nu mai echivalează cu partea de jos. Și atunci mașina nu o să mai meargă niciodată cum a mers. Tu poate nu-ți dai seama că o folosești de mult timp, o ai de mult timp, dar prin uzura asta încep problemele alea de cuzinezi, de ce zice lumea. Pentru că ea nu mai își poate face circuitul complet de admisie, evacuare și așa mai departe. Da? Și acum, ca să o trag la semn, numai să priviți cât e diferența. O trag eu cu mâna și o blochez la semn. Și ea acum sus, poți. Și jos, de-abia acum îi, deci am tras-o cu mâna cât? Destul de mult am tras-o cu mâna ca să o pun la semn. Asta e problema. Chiar dacă tu zici, la mine nu se aude distribuția, n-are nimic. La mine are 100.000 de kilometri, n-are nimic. Contează fiecare sunet, fiecare uzură, fiecare kilometru în plus sau în minus. Foarte, foarte important. Acum eu mai fac un semn aici jos, că mi-e așa îmi place. Dar am vrut neapărat să discut cu voi, urmăritorii noștri, am vrut neapărat să discut cu voi problema asta, tema asta, să vă arăt pe un motoraș ca să puteți să faceți diferența ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și asta a fost mașina mea, gândiți-vă, adică și cine o are acum, proprietarul, super maniac în a întreține mașina. Tocmai de-o și făcut, că mașina are 100, nu știu, 70.000, 180.000 de kilometri pe bord. A ei, original, gen, nu are nicio umblătură și eu am luat mașina asta la 118.000, 120.000 de kilometri, deci stare impecabilă, a fost și tot timpul întreținută, dar astea sunt micile probleme care apar de la uzură și de care oamenii nu știu, pentru că nu le explică nimeni. Tu mergi, îți face distribuția și ce nu știi? Nu știi nimic, nu ți se spune nimic, ba a fost, ba nu a fost la semn, ba... Și eu am încercat tot timpul să vă explic vouă ce înseamnă problemele astea, de fapt, care sunt, da, până una alta, hai să nu mai discutăm, hai să vedem distribuția asta făcută toată cum trebuie, motorul băgat și după aia review cu mașina așa cum am venit, să vedeți cam cât de frumoasă este, ce dotări și ce înseamnă seria 6. Vreau ca să le o mașină frumoasă.
Sucio! Ați văzut cum l-am pus sus, pac, bam, 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 l-am montat, l-am accesorizat, l-am distribuționat. Urmează ca review, dar nu înainte că pe vlogul ăsta v-am spus că vă zic și una alta, nu înainte să spălăm radiatorul de apă, pentru că radiatorul de apă era plin de mizerie și asta e o problemă comună. Ia uitați, vă rog frumos, cum arată radiatorul ăsta de apă. Impecabil, înțelegi? Nu ca unul nou, că n-ai cum să-l faci ca unul nou, că el își mai îndoaie fagurii. Dar el aici așa avea o pâcă întreagă de mizerie între radiatorul de climă și climă tragăr și radiatorul de apă, adică ăsta. Era plin așa, avea o pâcă din ea, era necreios. Noi l-am spălat și acum mașina, pompă de ulei, distribuție și răcire. Asta înseamnă? Ce înseamnă? Viața la motoarele astea de 3 litri. Punem radiatorul sus, băgăm antigel, montăm ce mai avem, planetarele și după aia ne apucăm de review, așa că stați cu noi să vedeți cât de repede o montăm în 2 minute toată și după aia gata, plecăm și noi acasă, o povestim, o râdem și o glumim. Dar neapărat vreau să vă spun situațiunea asta și acum o să pic în canal. Bum! Nu pic în canal. Urmează să o pun pe elevator, să montez planetarele și urmează să ne vedem cu un car review. Bă, dar frumos merge motorul ăsta. Ăsta a făcut calea mama lui acasă, la semnul de la BMW. Mulțumim oricum! Eu mă, cât e semnul ăla. Bavaria Motorsport. Bavaria Motorsport, Faderche. Doi, acțiune, a trecut o zi, de fapt a trecut o noapte, pentru că aseară noi am mai avut de lucru după mașina asta. Avem căței, avem ursulețul, suntem la atelier, nu suntem la locul de car review, dar cum v-am promis, este și dimineață, să nu mă luați tare. Cum v-am promis, avem ce seria 6 Grand Coupe 640 X-Drive, care mi-a aparținut în trecut, deci a fost mașina mea, pe care am vândut-o, iar proprietarul a decis să vină la noi să facem mașinuța ca la carte, pentru că eu am vândut-o la undeva la 140.000 de kilometri și acum are 190.000 de kilometri sau 180.000 și am făcut distribuție, pompă de ulei și așa mai departe, ca mașina să fie într-o stare impecabilă. Avem aici acest 640 Grand Coupe și începem cu începutul pentru că a fost mașina mea. În primul și în primul rând, este un carbon schwarz, o culoare carbon schwarz. Este, bineînțeles, varianta cu faruri pelet adaptive, este non-facelift mașina, adică este fabricație 2014, avem faruri cu LED adaptive, tată, în pachet de fabrică, grile duble, că ne place la dublu totul, și ce mai avem? Niște splitere de carbon pe care proprietar a optat să le vopsească negru lucios. Eu aveam și un lip aici, dar astea au fost de carbon în performance. Avem radarul de distronic în bara față. Ce mai avem? Important. Hai așa un pic cu mine. Hai mai aproape. Hai și neam. Hai mai departe, hai mai aproape. Stai să ne... Ana era să cu mine. Nu e Ana, Ana. Nu ești Ana. Tu ești Dana. Bro, what are you talking about, man? Avem aici jante forjate de M4, au fost jantele de pe M4-le meu, și avem jante forjate de M4 pe mașină. Avem niște frâne de la EBC pentru că mașina beneficia și de soft downpipe, nu are clapete și așa mai departe, ca să fie mai power. Atunci a fost nevoie de frânare, deci avem bucșe poliuritanice la brațele față mari, frâne de la EBC brake disc cu plăcuțe yellow stuff, bun. Avem capace de oglinzi de carbon, astea sunt puse extra pe lângă orice 640, că de asta vă fac un mini car review, pentru că vă arăt ce e extra de fapt făcut. Corect? Corect. Corect. Bun. După care, astea au fost puse de mine, gen, de asta vă și spun, capacele de carbon, extensii praguri Vorsteiner, care nu mai sunt ele chiar în cea mai nouă situație, că deja au, dar extensiile de praguri Vorsteiner mi se par deosebite la seria 6. Eleron pe portbagaj Vorsteiner, difuzor bară spate de M6 cu tipsuri Akrapovic, made in Laurez, acolo.
din China. Dar nu contează, că am făcut evacuarea cum trebuie ca la carte, corect? Corect, Adi. Corect, bun. Ca idee, ce îmi place foarte mult mie la 640 ăsta Grand Coupe este stopul ăsta de spate, care vă și arăt acum cum se aprinde când pui frână și tu stai și îl filmezi, că așa e frumos. Tu ai făcut și un super cinematic cu mașina asta, îți mai aduce aminte? Da. Ăla e frumos tare. Hai să vedem cum se vede stopul ăla de spate, da? Pun frână, ia uite. Uai, cât e de mare, Valego. Ai văzut? E lung. Oh my god! Vede în mare fel, exact, bun. Cum am spus, mai beneficiem la mașina asta de o opțiune relativ rară pentru seria 6. Beneficiem și de perdeluțe electrice pe uși. Da, foarte frumos. Beneficiem de încălzire în banchetele spate și sistem de climatizare. După care, un sistem audio Bang & Olufsen. Corect. Piele merino maro. Bineînțeles, soft close. Piele centric keyless go. Știți că ce v-am spus eu pe videourile trecute la car review. Nu ne place cu opțiuni, tate, da? Ia uite. Soft close, ai înțeles? Se trage, vale. Corect. Și venim în față, unde bineînțeles, praguri de M6 pe care le-am pus eu pe mașină, luminate, asta se aprind. Ai filmat și când ai filmat totul, astea se aprind foarte șmecher. Scaune cu masaj, ventilații și încălzire. Bineînțeles, de piele fină, merinoasă. Uite-te cum e pielea, efectiv. Are masaj, mă, Alex? Da, avea masaj. Mă, nu mergeam cu masaj. Și uite așa facem. Toate punctele, Alex. Toate punctele cardinale le era. Începea de jos și se termina sus. Bun, vedem, glumim. După care o altă opțiune mișto, avem plafonul de piele întoarsă. Ați văzut plafonul de piele întoarsă pe care poți să scrii numele? Bro coding. Da, da. Plafon de piele întoarsă, vezi, de alcantara. Foarte mișto. Asta mi-a plăcut cel mai mult la mașina asta și la viitoarele mașini pe care o să mi le cumpăr, o să caut de așa natură să aibă plafonul ăsta de piele întoarsă negru. Bun. După care avem volanul original la care eu am pus trimul ăsta de M Performance de carbon. Ați văzut că am și pe M4 la fel. Trimul de carbon pe schimbător pe care l-am pus. Totul este original BMW, nu este nimic fake. Avem pachet ceramic la mașină, toate butoanele sunt de ceramică, negru lucios, așa, frumos. E fain, nu? Da. Bord, bineînțeles, îmbrăcat în piele. Boxa de Bang & Olufsen în care intră și iasă. Ia uite, bă, cum iasă. Mai dai o dată. Frumos, nu? Ești că e broască. Ai văzut? Cască gura. După care avem, cum ne place, la fiecare, prima dotare, front-end collision, mașina frânează, după care avem distronicul, că menține viteza după mașina din față, pune frână singură și accelerează după mașina din față. Avem lane change warning, da, care ne tremură volanul dacă depășim curbele și avem head-up display. Corect, frumoase opțiuni, frumoase dotări. Pedale montate extra, footrest-ul de împachet, bineînțeles, pedalele au fost montate de mine, dar mașina ca și concluzie, ca și idee, este foarte, foarte, foarte frumoasă. Avem și sunet frumos. Bă, dar ce fain sună, bă. Frumos sună, nu? Ce fain pornește. Mai știm și noi să mai lucrăm și să facem una alta, corect? Ne știi, bă, Alex, bă. Cine zice că nu știi? Exact, ne mai știm. Ce nu-mi place la seria 6 Grand Coupe? Vreți să vă spun? Motorizarea nu-mi place. Nu-mi place că e 3 diesel biturbo. E o motorizare banală deja pentru care toată lumea află de ea. Mi-ar fi plăcut mașina asta să fi fost 640i, adică să aibă motorul de 3 litri N55. Probabil că și în zi de astăzi, dacă o avea mașina asta, dacă avea motorul ăla pe benzină. Eu vă spun sincer, pentru că mașina e foarte dotată, e foarte frumoasă, are tot ceea ce vrei tu, nu cred că îți trebuie nimic mai mult, dar are o singură problemă între ghilimele. Pentru mine, în ghilimele, zic, mi-ar fi plăcut să aibă motorul pe benzină de 3 litri. Dar ca și pachet așa de mașină, seria 6, este o mașină foarte frumoasă, o mașină care va rămâne actuală, chiar dacă este o mașină desenată în 2012 sau scoasă în 2012 de către cei de la BMW, varianta asta, Grand Coupe și Coupe, va rămâne o mașină foarte, foarte frumoasă și actuală pentru zilele astea. Pentru că, uite-te cum arată, cu LED-uri, cu ambientale, cu Bang & Olufsen, cu plafon de piele întoarsă, cu trapă. Ți-am arătat trapa aia cât de mare. Fii atent aici când se ridică trapa asta. Băi, tată, m-ai înțeles? Da, atâta de mare. Da, avem tot ce ne trebuie la mașina asta. Și trapă, și LED-uri, și becuri, și cheile centri, și portbagaj mare. Și stopuri pe LED, și evacuare, și ce poți să vrei mai mult de la o mașină, nu? Distribuție nouă, Alex. Compară, uite, ursulețul compară cu da, bă, Alex, altă generație. Și ăsta-l povestesc. Și ăsta facem review, Alex. Da, da. Ce mai avem? Mai avem o glinză rabatabil electric la mașină. Din cheie am închis și trapa frumos. Ținut pe... Subscribe. Da. Alexon, arată motorul, bă. Ce?
motorul. Să ne uităm la motor? Da. Hai să vedem. Dacă știm să facem motoare. Hai să vedem. Momentul. Momentul adevărului. Zici că e nou aici la motorul. Nu. Vezi? Nu, Alex. Ce zici că este nouă mașina aici la motor. Cam așa arată lucrarea mare de hashtag GrowCoding, dar oamenii au văzut lucrarea pe vlogul ăsta, cum am și făcut-o. Și bineînțeles ca review-ul legat de mașina asta, corect? Eu zic propriu și personal, vă zic și vouă, dacă aveți ocazia să vă luați un seria 6, luați-vă cu mare drag, este o mașină deosebită și, cum v-am spus, actuală. Are o grămadă de dotări, bineînțeles are Connected Drive, da? De pe telefon, aplicație, se poți închis-o, deschis, să vezi câtă motorină mai în rezervor. Are camera pentru farurile adaptive pentru schimbarea fazelor. Are frâne, tată, mari, mașina de fabrică. Eu i-am pus și niște arcuri HNR, vezi că am uitat. Da. Deci mașina asta e X-Drive. Are 400 de cai în momentul de față, are motorul pus la punct, frâne de la EBC Dist, da? Frâne, tată, nu glumă, suspensie de la HNR, jante forjate de M4, cauciucuri bune, da? Noi, oricum, cel puțin pe mașină, știți că eu sunt fan Michelin, da? Deci, dar oricum, sunt bune și astea, plan coupe, mare, joasă, lată, ce mai vrei, frate, de la mașină? Zici ce mai vrei, mai vrei ceva? Nu mai. Nu mai vrei, să scrieți voi, dacă mai vrei și altceva. Că până la urmă, te îmbăiești tineri, tati, nu ne cumpărăm jeepuri, da? Nu vorbim de jeepuri, vorbim de mașini. Carbon, deci avem și carbon, și trapă, și elemente, și perdeluțe, și masaj, și ventilație, și sisteme de siguranță. Lane assist, stronic, radar, adaptive, tot. Ce mai vrei, burate? Head-up display, bangolul, să n-asculți muzică, mergi tare, te masează, te ventilează, te încălzește, îți duci copiii în spate, dacă ai. Nu, plăcut și mie să am. Băi, e fain masaj. Știi? Deci ce îți mai trebuie? Nu îți mai trebuie nimic, nu? Corect? Pragul interioare de M6, luminate. Eu zic că este o mașină foarte actuală și foarte frumoasă, da? Cam asta e situația cu mașina asta. Am făcut un mini care view cu lui. Avem, stai așa, mai avem și software, să nu uităm, da? Deci v-am arătat. Eu cred că mini care view ăsta, mini, că e un super care view de fapt, că e și una și alta, aflați și una și alta. Cred că în cazul ăsta, sper că o să vă placă foarte mult și vlogul de astăzi. Eu v-am prezentat, v-am arătat, am lucrat, am pus la punct tot ce era de pus la punct. Ca urmare, așa cum știți voi, eu sunt Alex, a.k.a. hashtag GoCoding și în fiecare duminică de la ora 20, ba mecanică, ba car review-uri, ba caterincă, ba stand-up, ba melodii, ba nunți, ba botezuri, ba știu eu ce. Avem pe Alex Donariu, la care dați și lui acolo un comment, like și un follow pe Instagram și dacă aveți nevoie de nunți, botezuri, cumetrii, știți voi că v-am tot spus. Bineînțeles, @GoCoding pe TikTok, unde am depășit deja pragul de 100.000 și postăm o grămadă de clipulețe frumoase. Ce să mai stați cu noi, dați acolo subscribe dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, să-mi scrieți neapărat în comentariu, dați un like. Până una alta, eu sunt Alex, a.k.a. hashtag GoCoding, vă las cu șerea 6-le astea 40XD. Vreau cu pe să-l filmați, eu am plecat, mașina a rămas, v-am pupat și ne vedem. Biga! Y'all want the drip, 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 drip. Y'all want the drip, drip. I know the faucet, I know the faucet. Y'all want the drip, 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 drip. Chasing the bag, the clout, the fame, man, y'all need to stop it. Y'all need to stop. I know the faucet, I know. I know the faucet, I know. I know the faucet, I know. August. August zilele și de la domnul Edi am preluat pisica lui de 11 ani. Edi, îți mulțumesc. Salut. Și cam asta e pisica. Mai mult o să vedeți voi pe vlog. Ăsta e un mini teaser. O să vedeți un vlog numai cu ea. Nu știu ce să zic. Adică numai lucruri bune am de zis. N-am nimic rău. Am emoții așa, niște bani cheltuiți. Nu, știți voi cum e. Dar cam ăsta este fierul. Și nu știu, o să vedeți voi TikTok-uri și tot. Așa că stay tuned și bineînțeles, big up. When I mess up, his love wipe me down and can't nothing stop it. Can't nothing stop. Puddle too big, I'm walking on water, can't even mop it. Can't even mop. Let me give you a tip, wanna be great, serve like a waiter, boy. I know the faucet, stop it. Ric Flair drip is my nature, boy. Y'all want the drip, drip.